Salutare tuturor, bine v-am regăsit, jucăm Master of Orion din 2016. În principiu acesta este un joc de strategie militară, în spațiu, într-un viitor ciudat și customizat. Avem 8, de fapt în jur de 12 rase posibile, ne-am ales să le jucăm cu una dintre rase, o formă customizată a acelei rase, sub skin-ul de McLaren, McLaren se cheamă ei. De drept urmare avem și planeta McClone Prime. Cam care e treaba cu acest joc? Păi, în primul rând avem o bază. Este vorba de un sistem solar în care avem o soare. Pe baza aceasta, care o avem pe planeta respectivă, care este o Gaia ca și formă, este destul de mare, are dimensiune uriașă, biomul este, cum ziceam, este Gaia, este ultra rich în primele minerale, high gravity și are artefacte. Ce putem să facem pe acest univers? Păi e bine, avem câteva opțiuni de start, una dintre ele este tehnologia. Dacă facem pre-warp construction, ne permite să construim Starbase, Base Factory și Frigate. Pre-warp ne power ne permite construirea de colony și augmented engines și nuclear bomb. Colony ship ne permite partea de risk, de colonizare a altor baze. Starbase, Base Factory și Frigate. Frigate-ul ne permite să facem scouting. Totodată mai avem Prior Chemistry, care produce scout, care este cea mai rapidă navă de scouting. O să începem cu aceasta, doar ca să accelerăm cumva ritmul del joc. La producție, momentan, nu cred că ne dorim să producem nimic, o să lucrăm pe trade goods. Având în vedere că nu producem absolut nimic, ne concentrăm pe zona de, momentan este pe balance, deci ne construim pe research și food, ceea ce este ok. Production nici nu prea ne interesează atât de tare momentan. Am putea cel mult să le alocăm la food pe băiatul ăsta. În 3 turnuri ne arată că această bază de populație 4 din 24 o să ajungă la nivelul 5. Ok, am ales modul customizat, cum ziceam, avem ultra high speed la construcție, research și dezvoltarea populației și producție. În 2 turnuri o să crească și asta, dar în 2 turnuri o să facem și pre-warp chemistry. Cam asta e galaxia noastră. Are un număr limitat de sisteme solare, în jur de 30-40, nu știu, ochiometric așa vorbind, cam așa cred că e numărul. Într-un turn terminăm pre-warp chemistry și putem să procesăm scouturi, avem și nuclear missile. Nuclear missile este una dintre rachetele care putem folosi și monta pe navele noastre de luptă. Al doilea lucru care ar fi util de construit este un pre-warp power gas, producem colony ship. Având în vedere că am terminat, putem să trecem pe modul balanced, să ne legem nici de la producția de scouting. Start. Putem să introducem Q, coada de așteptare, și am putea să producem vreo 2 scouturi. Producția de nave este limitată, în principiu, cel puțin din punct de vedere costuri de întreținere, este limitată de numărul de command point-uri care le avem. Momentan avem 0 din 32. Un scout consumă cam un command point, ceea ce e destul de bine, dar avem nave care consumă până la 12-16 command point-uri. Nu e nimic, putem să construim și command point-uri adiționale din bazele pe care le producem. Deci avem un scout. În principiu o să setez pe auto-explore. Ne-a descoperit aici o planetă care este un asteroid de gaz, un mare giant gas, ca să zicem așa. Este necolonizabilă la momentul acesta din punct de vedere tehnologic. Jocul este setat, cum ziceam, pe high speed. Am produs al doilea scout. Nu mai aveam altceva setat aici. O să mai pun câteva scouturi, doar ca să facem cât mai repede exploring. Apoi să setăm trade goods. Iar apoi îl setăm pe auto build. Cel al doilea scout îl setăm din nou pe auto explore. În zona aceasta, aparent, nu putem să facem deplasare. Pare să fie limitată din punct de vedere tehnologic. Nu. M-am înșelat. Putem produce colony ship-uri. O să mă focusez acum să producem și fregate. Fregatele sunt prima navă care e posibil, poate face scouting, dar de asemenea are capabilități defensive. Starbase-ul ne ajută foarte mult în construcția și obținerea de noi command point-uri. Totodată avem Space Factory. Space Factory ne permite construirea de noduri la nivelul limitele sistemului solar, care sunt în principiu foarte benefice. Acum, în vedere că încă n-am descoperit o nouă
planetă, nu e necesar să ne focusăm pe construcția unui nou colony ship. Mai avem cu scout. Trebuie și pe asta pe explore. Arriving at the anomaly. Am descoperit o anomalie, am făcut rost de niște credite. Creditele ne ajută să cumpărăm instant construcții destul de benefice. Mai terminat, acum avem și Starbase, Space Factory și Frigate. Putem să mai facem și Pre-War Physics, o să ne dea Space Scanner, care ne permite să facem scanning-ul ușor. Laser Cannon și Rifle. Basic Optical Telescope, astea se pot monta la noduri ale sistemului solar, de exemplu în pozițiile acestea se pot monta. Am descoperit Anrakiu, nu știu exact. Aha, este acest sistem solar pe care ne-am apucat și văd că am găsit chiar o planetă care poate fi colonizată, drept urmare. Ok, am terminat Space Scanner-ul. Cum ziceam, research-ul este setat pe viteză maximă. Ce ne-ar putea ajuta momentan, să producem și nave mai puternice și să lucrăm la antipoluare. Întrucât avem o bază super șmecheră, o să crească foarte repede populația, drept urmare o să avem niște probleme inclusiv cu populația, cu poluarea, scuze. Deci setăm momentan pe bolul balanced, o să producem niște colony ship-uri. Nu știu ce scoutul ăsta s-a întors la nava mamă, dar anyway. Ah, probabil pentru că a fost să investigheze acea poziție. Am întâlnit o nouă rasă, sunt 8 rase diferite, 8 dinamici. Unease, dispoziția lor. Sunt cam unfriendly, să zicem. Am trăit o a doua rasă. Welcome, my friend. I am the commodore of the Nolan League. Gnola. Looking for a fair deal. Look no further. Ăștia sunt cei care sunt în general super norocoși, văd că sunt neutrali din punct de vedere prietenie. Avem aici Anrakiu 2 3. Avem 3 posibile planete care am putea să le colonizăm. Asta are food mai puțin decât cealaltă, dar nu strică să construim un nou colony ship. Deci vreo 3 ar fi nevoie. Apoi am putea să ne băgăm pe construcția de fregate. Având în vedere situația, aș boosta un pic production-ul și ne-aș focusa acum un pic pe producție. 45 de puncte avem momentan. Asignați pe producție destul de mulți omuleți. Nu e atât de mare graba cu growth-ul. Momentan nu avem avem deja nivelul 9 la baza noastră. Welcome. Anomalie detectată. Writer strike. Acesta este un fel de CNN, îi zice GNN, the only network that tells you what you need to know. Global News Network. Galactic News Network. Nu aveam nimic altceva de spus, am descoperit și Nuclear Missile Modification, asta ne permite niște rachete suplimentare mai puternice. Atmospheric Renewal va reduce poluarea, după cum zicem, destul de benefic dacă planeta noastră crește foarte repede, o să generăm poluare. Mai avem de asemenea Pollution Cleanup cu Biology 1. Primul colony ship o să-l trimitem acolo. Deja am început să generăm poluare, apropo de asta. Deci atmospheric renewal-ul ăsta ar fi numai bun acum, ar intra perfect. Generăm câte 28 per tard. La 350 o să ne scade un nivel de la populația. Arriving at the anomaly. Nu știu ce crede. Ok, am mai redus acum cu atmospheric renewal, avem doar 18 pe minus per turn. Nu avem suficient de credite, dacă am avea una am putea să cumpărăm o navă într-un turn. Oricum poluarea continuă să crească, momentan este la 70. În cazul în care crește foarte mult, de asta încercăm să studiem Biology 1, o să ne dea Pollution Cleanup. Destul de util.
Ok, am mai descoperit noi baze, noi suntem solare, am mai interacționat cu noua rasă aici, cea de-a treia rasă care o întâlnim. Cred. Ah, nu. Silicoid au Ironclad. Ironclad este o navă de clasă Destroyer, să zicem. Noi nu ne-am apucat încă să producem Ironclad-ul, nici măcar fregate nu ne-am apucat să producem. Avem 6 din 32, nu prea e grabă să producem Starbase-ul, sincer. Mai degrabă aș mai investi să mai producem niște fregate. Fiecare colonoship care îl produce scade și nivelul populației. Momentan a pierdut ceva food. Mai obținem, cum ziceam, o nouă colonoship, putem să ne ducem să luăm o nouă bază. Am putea să ne extindem să luăm într-un alt sistem solar acum. Văd că asta e o planetă grozavă. Are și production-ul foarte ok. Ok. Dacă sunt starving, dacă le elimin pe băiatul ăla. Poluarea, văd că... ei cam deranjează, cred că, cantitatea de production. Faptul că investim foarte mult în zona de producție, e cam super. S-au tensionat din cauza că am refuzat să... research complete. Propunerea lor, am obținut și pollution din apă. Ok, acum putem să ne construim și noi Ironclad. Colonizăm. Cam așa arată o colonizare a unei planete. Am colonizat Arrakis Prime. Aceasta este nava de tip Colonyship. O instaurăm acum pe planetă. O setez pe modul auto-build. Momentan va construi automat cele necesare. Nu prea avem nave de luptă acum. GNN, Ancient Ruins Discovered. Nu ne interesează Ancient Ruins-urile de obicei când construim acolo un site de research. Ne permis să investigăm zona respectivă și să ne batem cu, să descoperim o rasă antică Antarieni. Să vedem, am obținut un nou potențial manager care ne costă 8 credite per turn, are boosturile de production research. Îl luăm și îl asignăm ca și manager pe Meklon Prime. Are 3 turn destule drăguțe. Acum Shen Prime. Asta e o planetă de pirați. Nu e prea idee prea bună. Crystalline Prime este baza principală a băiților ălora. Hai să mă duc să mă instalez aici o bază. E barren însă. Au production destul de bun. Maxim population e 9. Aici au 12. Dar mai smart ar fi să luăm una dintre acestea. Într-un turn obținem și fregata. Cât de curând trebuie să ne apucăm de pollution cleanup. Avem prima noastră fregată. Putem să eliminăm adversarul. Pe silicoizii care ne scanau baza în mod inutil. Într-un nou turn producem o nouă fregată. Momentan 188 e rezonabil pollution. Momentan ne-a scăzut și populația la 7 din 24. This
is GNN. Război. Galactic am descoperit News un spacer. Asta e o entitate, să zicem, interesantă. Scout. Hai să facem un save aici. Ne batem cu Gnoll Prime, inaudector baza, am putea să încercăm să-i eliminăm. Dar pentru asta ne trebuie cel puțin distroiere. Colonizăm și această bază. Eu pare să fie o planetă cu biom de tip tundră, cu zăpadă și gheață. O setăm pe auto-build, în principiu. Sistemul se ocupă de de întreținere. Avem 3 planete, este pe primul loc în univers. Avem război, Monton Discover, Space Monster Detected, acel Space Eel. În tentativa de a scana orice planetă sau de a coloniza acest Space Eel, atacă orice navă care încearcă să facă acest lucru. O nouă rasă, Psilonii. This is the controller of the... o să trebuiască să trimitem și pe partea asta o fregată, pentru că avem acolo un din nefericire avem un adversar. O să setez Pollution Cleanup mai în spate, pentru că încă mai putem să ducem. Cel de-al doilea fregat, ok, îl trimitem aici. Băiatul ăsta nici nu are nimica, dar a intrat în război cu noi. Hai să încercăm să-i eliminăm cât mai repede, dacă putem. Și silicon, izi vă că au ajuns acolo. Au ironclad și trup transport. Ok. Nu a scăutul ăstora, dar ăla pare să fie destul de strong. Am turnat și noi acum, putem să facem destroyer și ironclad. Să vedem ce ar mai rămas. Pre-warp-urile le-am făcut, power, civil transport, bomb catch. Bomb catch-urile sunt distrugătoarele de baze. Computers, de electronic computing, neutron blaster, laser communications. Mergem pe physics, cred. O fregată. O să schimb producția, nu mai producem fregate. O să încercăm să producem destroyere, ironclad-uri care apropo au command points cost 7. Apropo, am ajuns, se pare, la 22 din 32 command point-uri. Starbase-ul ne dă, apropo, și o structură defensivă pentru planeta care o avem. Deci avem Destroyer, Ironclad Destroyer, Starbase. Hai să vedem dacă apucăm să facem Starbase-ul ăsta. Pentru că băiatul ăla silicoidul s-ar putea să ne atace. I-aș cumpăra măcar Starbase-ul. Dacă nu ne atacă. Am apucat să facem Starbase-ul, e perfect. Ok, am făcut și destroyer-ul. Avem aici un pirate raider, un scout. Putem să colonizăm nouă planetă. O setăm pe momentan pe auto-build. Destroyer-ul vom folosi momentan în direcția aia.
Deci avem aici două fregate, un starbase. Suntem destul de ok. Ducem destroyer-ul acolo. Ironclad-ul. Momentan avem 34 din 47. O să dăm un guard aici. Are un ironclad. Are 6 și 26. Noi avem două nave aici cu 10-38. Teoretic am putea să ne batem. Dăm un save și probăm ca să avem și noi prim fight. Take command. Cu assisted command ăsta ne ajută eu să luptăm. Și acum prim fight. Acestea sunt cele două nave ale noastre. Intră în luptă și Silicoezi. E o navă de clasă superioară. Dar noi avem două și aparent am putea să-i batem. Începem fight-ul. Avem missiles. Văd că el are laser cannon. Ok. Și noi avem missile, laser cannon, dar avem și nuclear missile. Folosim augmented engines-urile. Asta ne ajută cumva să luăm un boost în deplasare. Nava lor. Văd că e curs de a fi distrusă. Îi facem varză. Augmented engine din nou foarte util. Ca să o încercuim nava dinamică. Mai ales că unele dintre navele astea nu au nimic defensiv pe partea din spate. E pe cale să fie distrusă nava. Ne-am făcut ocolire. Oho. Nu prea îi dăm damage cu laserurile noastre, dar nici el nu prea ne dă nouă. E cam varză. Activăm augmented engine-ul. Să facem un pic de deplasare around. Este aproape distrusă. Mai trebuie rachete. Ne-a dat ceva damage acum. Da, asta aproape gata rachetele. Se mișcă oricum mult mai încet. Noroc că n-are decât lasere. Și-a montat 13. Și-a montat niște lasere doar frontale. Am dat miss complet la tot ce a tras. Și ne mai trebuie one hit. Are... Gata, a fost distrusă. Și n-am pierdut nicio navă. Tura următoare putem să ne întoarcem apoi spre bază. Pirate Raider-ul ăsta văd că se îndreaptă spre o altă bază, ceea ce nu face decât să mă bucure. Fregata aia o să punem ca și punct defensiv acolo. O nouă rasă, care o întâlnim acum. Marushan Pride. Nu m-am dat atent cât de sunt, cât de friendly sunt. Ok, am făcut roșie de un nou destroyer. Avem un ironclad. Destroyerul ăsta cred că o să-l duc pe ramura cealaltă. Poluarea aproape a atins un nivel critic. Ar fi bine să ne ocupăm de ea. Minus 56 pe turn.
Aici o să facem guard. Arriving at the anomaly. Am obținut niște credite pe gratis și am mai întâlnit o nouă rasă sau am descoperit o nouă anomalie. O nouă flotă de pirați detectată, se pare că mai sunt pirați. Am terminat research-ul, avem Neutron Blaster, putem să facem upgrade la blueprint-urile noastre. Ceea ce înseamnă că ne putem înlocui, se pare, laser cannon-urile cu ceva mai tare, asta ne-ar da un plus la atac. Facem prin update automat, deci avem 3 nuclear missile și 2 neutron blastere. Pe destroyer ar însemna un upgrade de plus 1 la atac. Pe ironclad înseamnă din nou un plus 1 la atac. Apropo de nave de luptă, destroyerele se remarcă prin faptul că au ceva mai multe blastere, iar hull capacity-ul acestora este mult mai mare. Overall sunt mai puternice, combat speed-ul la ironclad este mai mare. Alte diferențe, beam defense-ul este mai bun pe ironclad. Ce nave vrem să mai facem acum? Bomb catch, sunt distrugătoarele de baze. Putem să facem automat upgrade la navele noastre, o să facem upgrade-ul. Upgrade-urile de nave se fac prin credite. Dacă nu ai credite, de obicei nu poți face absolut nimic. O să le lăsăm pe momentan bază ca să ne apărăm. Pe design-urile noastre nu avem momentan bombing-ul, din cauza asta facem power acum în 3 turn-uri. Cu bomb catch o să putem să bombardăm baze. Și evident putem să distrugem acest Knoll Prime și apoi să-l colonizăm, pentru că nu avem momentan studiată tehnologia de transportoare. Am putea să știi, încercăm să-i bate prin transportoare, dar cred că s-au apucat de colonizat și băieții aia. Ok, avem destroyer-ul. You come across the broken remains of an unbelievably advanced alien research facility. Stray data. Le putem folosi pentru upgrade-uri la fregat, dar asta înseamnă că ne upgrade-am automat. Obținem un boost la power. Pe destroyere și pe ironclad-uri nu aveam montat acest lucru, deci numai fregatele au fost upgradate. Apropo, fregatele au un atac atât de puternic. Momentan sunt capabile să distrugă complet chiar și nave superioare. Anyway, rămânem în continuare pe bomb catch. Facem un nou upgrade la trupele noastre. Apropo de asta, cred că o să trimit și navele astea să prindă și ele un upgrade. Bun, am upgradat toate navele. Acum singurul lucru care îmi trebuie bomb catch-ul în 2 turn-uri. Și să producem una. Iar apoi ne vom duce să-i facem varză pe inamici. O să iau fregatele să le duc aici, ca să facem niște upgrade-uri de nave. Ok, deci momentan suntem stuck pe la 3 baze. O nouă anomalie spațială detectată. Bun, am terminat în sfârșit bomb catch drop transportul. Hai să vedem ce putea să mai facem. Computersul ne dă electronic computing și research lab. Destul de bun research lab-ul pentru creșterea capacității de studiu. Am eliminat poluarea, putem acum să facem în sfârșit un bomb catch. Am putea să facem și transportoare, dar momentan nu știu dacă să ne ocupăm de transportoare. Avem decât civile, avem și trup transporturile de fapt. O transporta la 4 marini.
Hai să vedem bomb catch-ul cât ar costa. 1. O să facem și niște bomb catch-uri. Bomb catch-urile o să le folosim în combinație cu aceste două nave ca să distrugem Shen Prime. Dar înainte de asta o să mi-ar mai trebui teoretic și un colony ship. Momentan Gnoll Prime este sub control, nici nu au de gând să ne atace prea curând acești băieți. Arriving at the anomaly. Mai scoprit niște free credits. Psilonii văd că s-au întins și ei. Ok, avem Bob Catch-ul, asta o să-l trimitem acolo. Cel de-al doilea Bob Catch. Și un colony ship într-un turn. O nouă rasă. Am ajuns la 54% sunt Anis. Ce se întâmplă când ne-a depășit numărul de command point-uri care ne sunt alocate? Ne costă mult mai mult producția access command point, ne costă 4 credite per turn momentan. Avem doar un plus 3. Research complete. Upgrade-uri de nave. Momentan putem monta, aparent obținem production points to build blueprint. Ne-ar da un boost la beam attack. Putem să-l montăm pe destroyere care folosesc neutron blastere. Au și celelalte au. Se pare că se vede mult mai puternic. Le crește damage-ul semnificativ. Avem și aceste bomb catch-uri, au Merculite Missiles și Nuclear Bombs. Please select. Hai să vedem acum ce merge mai departe. Fusion Drive ne-ar ajuta foarte mult la deplasare, să ne deplasăm mai repede. Alte lucruri aici avem. Deep Scanner. Deep Scanner ar fi util pentru un research automat peste sistemul solar pe care îl descoperim. Bun, avem Colony Ship-ul. Am terminat pe ramura din dreapta. Momentan ne putem focusa pe ramura din stânga. Nu avem destule puncte ca să cumpărăm Starbase-ul. Va trebui să-l facem pentru că suntem pe negativ din punct de vedere cu command points acum. Why do I bother offering proposals when it's so... Da, nu vrem să facem. De obicei, ambasada este o sursă de spionaj. You come across the broken room. Și gunship. Stray data assimilated. The relevant inf... Gunship-ul cred că era... I strive not share charts, no. That is... This is GNN. Ancient Ruins discovered. Ok. Nu ne interesează Ancient Ruins momentan. Am făcut acel command point Starbase și ne-a dus la 51-63 command points. Momentan poluarea nu este foarte gravă aici, putem să ne focusăm acum pe distrugerea rasei respective. O să facem troop transports. Acum mă întrebam dacă am și putea totuși să facem... Două, deodată. Două durează 3 turn-uri, dar una durează 1 turn. Ok, atunci producem câte una per turn. Iar apoi o să trecem pe Hydroponic Farm și Research Lab. Nici nu am mai urmărit pe ăștia, vă că au 2 destroyere, 2 bomb catch, 3 bomb catch-uri și un scout. 55, 54, 169. Teoretic ar fi mai strong decât noi. Hai să vedem save line, să ne batem cu ei.
Să batem cu ei la ei acasă sau la noi în bază? Victory chance is balanced. A doua noastră luptă. Ne-am provocat-o singuri. Mă, că și-a antrenat trupe. Asta e ideea pe Impossible. De obicei... Oh, nuclear missile doar. Le-a distrus o navă complet? What? Au și scuturi pe navele lor. Oh. Nu e prea grozav. Prea grozav deloc. Da, deci trebuie să reluăm acest fight. O să dăm pe fast forward momentan. Destroyer-ul. Au și scuturi pe navele lor. Da, și-au dotat destroyerele cu missile-uri. Mult mai puternice decât ce am folosit noi. O să facem un experiment. Acum, evident, pe Starbase noi stăm mult mai bine. Deci putem să mergem aici la Blueprints și pe Destroyere sau pe Ironclad am putea să montăm altceva. Avem inclusiv Gunship. Dar Gunship pare să fie din altă clasă. A? Ironclad are total hull points mult mai mare, dar... Putem să montăm pe astea... Pe Ironclad-uri niște... rachete. Mai ales că blasterele alea nu sunt prea grozave. Două neutron blastere și Mercury missile. Ar fi o idee, poate. Laser cannon-uri. Laser cannon-urile sunt complet inutile. Dar n-am văzut o chestie aici. Laser cannon-urile sunt de tip defensiv. Energy weapon system. Da, o să le înlocuim. Merculite. Ok. Actualizat design la gunship. Avem Merculite pe destroyere. Semenea prea multe neutron blaster aici. O să montăm niște Merculite-uri și pe astea.
doar două pot să montez. Ok. Laser cannon-urile astea sunt cam... sunt cam inutile, dar hai să lăsăm așa. Sunt doar pentru scop defensiv. Și ne atacă psilonii. Una din bazele lor. Văd că acolo s-au retras. Avem transport. Dar n-aș mai produce alt trup transport momentan. Aș încerca să produc un gunship. Și n-avem resurse să-l cumpărăm unul. Ar merge încă două fregate. De fapt, trebuie să mai stăm o tură. Să facem upgrade-urile și apoi să ne pasăm. Am terminat și artifacts research, trebuie să facem mai upgrade-uri pe blueprint-uri. Electronic computing, mai dăm boost la attack. Bun, research, ok. Ok, e ok upgrade-ul. Ne-a întrebat din cauza că am făcut un upgrade peste un template deja modificat. Please select a new upgrade. Hai să vedem ce mai alegem acum. Putem să mergem acum pe ceva. Mercurial Missile deja l-am obținut. Tritanium Armor. Upgrade-ul pe toate navele, mai puțin astea. Bun, toate navele sunt upgradate. Avem aici chiar și o nouă fregată. Upgradată deja. Întâlnim încă o a cincea sau a șasea rasă. Elarienii sunt cei care cunosc deja tot universul dinainte, i-au făcut autoscouting în avans, înceapă jocul cum ar veni. Bun. Aici avem deci toate navele noastre, o să ne deplasăm acolo. Încercăm să luăm această bază, totodată să o distrugem pe aceea. O să vedem cum merge acest lucru. O facem ambasade cu... It might be I've got a bit carried away before. No, o să rămânem în război. Rămâne pe autobuild. Momentan oricum nu își permite să se bată cu noi. O să-i distrugem. Valkari, vă, că ne-a distrug și ăștia navele. Pierdut o navă de scouting, acum chiar trei. And now, the news. Valkari se bat cu silicoizi, foarte drăguț. Trebuie să începem și noi să ne extindem din nou la loc. Meclon Prime n-a prea mai crescut ultima perioadă. Ok, am obținut trupele care le aștepta. Cred că putem să începem războiul acum. Nu știu dacă avem destul de trup transporti. Research complete. The combine has... avem un nou upgrade acum de nave.
Avem titanium armor care se upgradează la titanium și ne crește cool point-urile în nave. Wow, semnificativ upgrade-ul. Poate ar fi indicat să nu ne batem cu ea. De momentan prea ne facem upgrade de navă. Please select. Ok, ce ar mai studia? Dev Sports Toxic Condensator ar fi bun. Grămadă de upgrade-uri acolo. Avem inclusiv un gunship. Ok, aici am putea să facem colonizarea despre care ziceam. Avem și un bomb catch, avem și tot ce ne trebuie ca să colonizăm și o bază nouă. Barren, abundant. Okay. Welcome to GNN. Avem 5 planete. Acum next turn o să facem ceva mișcări noi. O să distrugem acea bază. Momentan văd că trebuie să facem niște upgrade-uri. Apropo, se pare că din nou nu mai putem produce noi nave de luptă pentru că suntem pe negativ. Deci o să cancelăm producția de nave, o să dăm pe auto build. Acum ar fi indicat să cumpărăm un Starbase. Aici văd că l-am cumpărat deja. Structures, avem deja Starbase-ul făcut. Atunci să vedem unde am putea să mai facem un Starbase, poate aici. N-avem destule credite ca să-l facem. Nu spre ce turn-uri. Și aici ar fi poate indicat să facem Starbase-ul ăsta. Fiind pe credite pe negativ, dar durează și mai mult. ...34, dacă nu facem acel upgrade. Cumva suntem pe plus, nu știu cum, dar... suntem pe plus. Și ce o să facem? O să bombardăm baza. Asta ne dă un plus 1 populație la Shen 2. Foarte benefic. Overall, încă suntem pe Fleet Upkeep minus 60, sub Total Colonies 77,5. Nu știu exact de unde, dar se pare că producem, generăm destul de credite cât să ținem baza pe linia de plutire. Rășanii ne distrug unul dintre scouturile, ultime scouturi rămase. 75. Au 75-295. Acum nu știu dacă era o mișcare prea indicată. Să mergem acolo, oricum se pare că războiul e inevitabil cu băieții ăștia. Din nou, poluarea a ajuns la nivel critic. Pollution cleanup trebuie activat cu prioritate. S-a apucat să-și facă un Starbase pe nodul respectiv. Văd că inclusiv aici avem probleme de poluare. Luăm comanda și să vedem acest fight. A,
are număr de 7 nave, noi avem 8, dar una dintre ele sunt transportoarele. Are destroyere cu nuclear missiles, din nefericire pentru ei, care sunt ceva mai slabe, cooldown 18 secunde, missile attack 30, armor penetration 5, damage 20. Noi avem Merculite, cooldown 15, damage mai mare, missile attack 40. Ok. Augmented engine-ul este în research. Se pare că mergem pe varianta prin ocolite. Assisted. Am pierdut niște nave, cred. Au și scuturi pe navele astea ale lor. Aici s-au mascat de asteroizi acolo. Ok, se pare că m-au doar... Oh, le-au luat bine de tot acum. Doar că din nefericire aproape mi-au distrus și eu navă. Oh, am pierdut cred că o fregată, dar se pare că frigate fast success ready to. Da. Activăm augmented engine-urile. Da, Space Factory, încercăm să fugă. A fost scăpat Space Factory. Ok, am pierdut două nave, eu pierdut 6. Ia că am zăpăcit, ca să zic așa. Trebuie să dăm un save. Suntem și pe command points, avantajați de poziție. The anomaly turns out to be a... Let's make the most of our armistice while it lasts. No. That was foolish. Let this deal be the... Ne urăsc deja silicoizii. Cred că au starbase sau ceva de genul ăsta. Întrucât am pierdut destul de multe nave, ar fi o idee bună, poate să trecem prin bază să ne reparăm. I stoop to your... Now refuzăm credit payment. You have lost your sense of the... Pollution cleanup, doar 59 per turn. Research complete. The combine has been successfully upgraded. Hai să vedem ce ar mai merge acum. Class 1 shield, n-avem scuturi pe navele noastre. Hai să mutăm și noi scuturi. Apoi, cred că am putea să începem să producem niște colony bases. Ok, asta avea pe auto build. Determina niște lucruri aici. Meclon Prime. Why do I bother offering? O să luăm un boost în zona de... experience rate. La research. Auto-explore cu scout-ul ăsta. Și am obținut suficiente command points, cum ziceam, ca să ducem la maxim bazele
partea de exploring. Văd că avem aici o nouă anomalie care ar putea fi explorată. Auto-build pe baza asta. O setăm pe modul guard. Momentan ne reparăm flota. A crescut în sfârșit Meclon Prime. Are acum pollution 37 per tar. Silicoizii au și ei ceva flotă. Și ne-au bătut silicoizii ăștia. Ok, și acum am studiat Class 1 Shield și HM Jammer. O să ne facem upgrade la scuturi. Ha. Asta ne-ar da un boost la... Nu știu dacă să montăm scuturi pe fregate, sincer. Pe destroyere, care au hull-ul mult mai mare, ar merge. 135 hull points. E un punct negativ foarte serios la damage. Pe asta ar merge, clar. Pe fregate o să refuz upgrade-ul. Please select. Sociologie. Fusion Drive. Bun, și cam aici o să luăm o pauză. Cam ăsta a fost episodul. Momentan, galaxia este în formare. Se pare că ne-am întins cât s-am putut. O să trebuiască să eliminăm pe Gnoli în prima fază. Iar apoi să ne ocupăm de Silicoise, care sunt următoarea victimă. Ar trebui să fie destul de slăbuți. Și apoi cred că să ne îndreptăm spre acești băieți. Elarionii, cred. Bun, mersi pentru audiență. Cam acesta a fost clipul cu Master of Orion. Sper să v-a plăcut. Dacă aveți comentarii, sugestii, puteți să-mi lăsați. Mersi și ne revedem curând. Bye bye.